De la sfârșitul acestei săptămâni până pe 10 mai, elevii se vor afla în vacanța pascală. Anunțul a fost făcut la ședința operativă a primăriei de către Tatiana Tverdohleb, șefa Direcției Municipale Educație. Aceasta a precizat că în perioada vizată se vor odihni toți elevii, începând cu clasa 1 și terminând cu a 12-a. Tverdohleb a mai menționat că, în timp ce olimpiadele municipale s-au finisat, sunt acum pe ultima 100 de metri cele republicane. Sâmbătă, la Liceul Nicolae Gogol din capitală, s-a desfășurat olimpiada la limba rusă, la care copiii au fost încurajați și de către oaspeți de rang înalt. Noi trăim într-un stat polițienesc. Duminică au fost încălcate dreptul la libera circulație, când a fost blocat transportul din raioane către capitală, și dreptul la protest. În acest sens a opinat Alexandru Slusar, unul dintre liderii platformei civice Demnitate și Adevăr. Și Andrei Năstase a precizat că protestul de pe 24 aprilie a fost unul al cetățenilor și a reușit. Când ai de-a face cu bandiți, unui om al dreptății este greu să lupte cu ei, dar vom continua să o facem și vom scăpa de guvernarea oligarhică. Cei care au recurs la violențe au fost oamenii lui Plahotniuc, mascați în polițiști. Acel care a aruncat piatra a fost un provocator, a spus Năstase. Vis-a-vis de acțiunile de mai departe, membrii platformei civice Demnitate și Adevăr au spus că se vor consulta cu Forul Civic, cetățenii, dar și alte partide extraparlamentare de opoziție care vor să lupte împotriva regimului criminal de la putere. Oamenii au spus să lăsăm până după Paștele Blajinilor și după asta decidem cum procedăm, a mai spus Năstase. Organizatorii protestului de duminică al platformei civice Demnitate și Adevăr vor fi chemați la poliție, a anunțat ministrul de interne Alexandru Jizdan. Toate persoanele în acțiunile cărora vor fi stabilite intenții sau vor fi probate acțiuni violente vor fi atrase la răspundere conform legislației în vigoare, a menționat ministrul. Jizdan a precizat că în urma violențelor de pe 24 aprilie au avut de suferit 17 polițiști, 5 dintre care au fost internați cu diferite răni, dar starea lor este în afara oricărui pericol. Totodată, poliția a intentat dosar penal pe faptul dezordinelor în masă, care prevede pedeapsă de la 4 la 8 ani de închisoare, iar o persoană care a aruncat cu pietre și a rănit un polițist a fost reținută pentru 72 de ore. Trebuie să fim pregătiți 100%, fiecare din noi trebuie să știe unde a venit, pentru ce a venit și ce are de făcut. Trebuie să fim foarte bine organizați. În acest sens a opinat liderul partidului nostru, Renato Usatăi, pe rețelele sociale, vis-a-vis de acțiunea amplă de protest care urmează să fie organizată în cel mai scurt timp de către formațiunea sa. Trebuie să fim minim 40-50 de mii de oameni și trebuie să terminăm odată cu acest regim de la guvernare. Sunt sigur că vom reuși. Orice protest împotriva lui Plahotniuc este binevenit. De aceea le mulțumesc din suflet celor care au manifestat duminică în Piața Marii Adunări Naționale, a mai precizat Usatăi. Partidul Democrat urmărește scopul de a distruge definitiv Partidul Liberal Democrat. Acest lucru s-a început odată cu arestul lui Vlad Filat, apoi a continuat cu dezmembrarea partidului și fracțiunii, iar punctul final este lichidarea definitivă a PLDM, pentru care democrații au apăsat butonul delete. În acest sens a opinat deputatul liberal democrat Kiril Lucinski la o emisiune TV. Acesta a mai spus că s-a încercat denigrarea formațiunii și la alegerile parlamentare și la cele locale, dar rezultatele au fost în favoarea PLDM. Contactat de RTR Moldova, deputatul democrat Sergiu Sârbu a declarat că va reveni cu anumite comentarii. De joi va fi restricționat accesul transportului spre cimitirul Sfântul Lazar din capitală, iar de vineri spre cimitirul Central și altele. Un anunț în acest sens a fost făcut în cadrul ședinței operative a primăriei. Serviciile municipale vor avea nevoie de timp pentru a evacua tot gunoiul de pe teritoriile cimitirilor pentru a pregăti salubrizarea acestora 100% cu prilejul sărbătorilor pascale. Metroul din Bruxelles și-a reluat activitatea în regim normal la o lună de la atentatele teroriste de pe 22 martie din capitala belgiană, când au murit peste 30 de persoane și altele peste 300 au fost rănite. Toate cele 69 de stații de metrou sunt funcționale, iar trenurile circulă conform orarelor obișnuite în vigoare înainte de atentate. Securitatea rețelei de metrou este asigurată de polițiști și militari. Aflat în turneul său de 6 zile, președintele Statelor Unite, Barack Obama, împreună cu soția sa, Michelle, au mers în vizită la Palatul Kensington, reședința ducilor de Cambridge, Kate și William. Acolo au fost întâmpinați și de către micuțul prinț George, îmbrăcat în pijama și încălțat în papuci de odaie. Soția Obama i-au dăruit prințului un căluț balansoar, de care micuțul a fost tare încântat și a mulțumit liderului de la Casa Albă, dându-i mâna respectuos.